Doi tineri, Andreea și Ionuț Chiper, sunt autorii unei rare experiențe. Și-au vândut apartamentul pentru care s-au îndatorat la bancă pe viață, au achitat creditul și cu ce economii mai aveau, au plecat în lume pentru un an. Îi cunoașteți săptămâna aceasta la Apropouri. Noi am ales Bali tocmai pentru o tranziție ușoară către viața asta de nomad digital, da? De la viața de corporatist la viața de nomad digital. Și pentru că mai fuseserăm în Bali, știam la ce să ne așteptăm. Știam cum sunt oamenii, știam cum este mâncarea, cum sunt cazările, de exemplu. Și atunci ne-a ajutat foarte mult Baliul și l-am regăsit la fel ca și acum un an când fuseserăm. Puteți urmări aventura inedită a celor doi în această ediție Apropouri. De asemenea, și ce aventură pregătesc pentru 2020 în această săptămână, luni de la ora 20 și în reluare miercuri de la ora 18:30, doar la TV Plus Suceava.